Oamenii care nu își doresc să aibă bani doar ca să trăiască de la o lună la alta ar trebui să dețină o agendă. Asta spune cunoscutul expert financiar Eusebiu Burcaș, care în ultima vreme susține cursuri și workshop-uri prin care crește lideri și ajută mulți oameni de afaceri să își dezvolte business-urile. În plus, Eusebiu Burcaș mai spune că agenda ajută și la eficientizarea timpului, indiferent cât de ocupată este o persoană. În toate cursurile pentru ei și în toate workshop-urile cu ei spun un singur lucru. Arată-mi agenda ca să spun viitorul. La ce vă referiți cu arată-mi agenda? Foarte simplu, arată-mi agenda, ce faci peste 3 săptămâni, peste 6 săptămâni, peste un an de zile. Dacă agenda ta e goală săptămâna viitoare, înseamnă că tu n-ai niciun plan. N-ai niciun obiectiv, n-ai nicio direcție. Și dacă e prea plină? Dacă e prea plină, înseamnă că ai nevoie de cineva căruia să delegi din lucrurile respective. Mai ia-ți un asistent lângă tine, mai angajează-ți niște oameni sau așa mai departe. Adică astea sunt două extreme. Dacă stăm să ne uităm, în majoritatea cazurilor, oamenii săraci n-au agenda. Și n-au avut niciodată. Agenda la ce? O să-mi spună. Agenda să te duci acasă și să citești de la ora 5 la 7 sau să-ți iei un curs de pe internet care costă $10 de pe Udemy sau orice fel de altă platformă și să înveți în fiecare an ceva în plus. Expertul mai spune că mulți dintre români au blocaje financiare pentru că refuză să iasă din anumite stereotipuri. Fiecare are opinii separate și personale despre subiectul de genul ăsta fără să încerce niciodată nimic. Asta e cel mai grav, pentru că măsură ce avansăm în vârstă, mi se cristalizează niște, să cicatrizează în cap niște convingeri. Și nu vrem să ieșim din ele. Exact. Și le credem adevăruri absolute. Adică dacă n-ai pile, nu te angajează nimeni. Eusebiu Burcaș spune că la cursurile sale sau în biroul său de sfătuitor financiar nu ajung doar oameni de afaceri sau antreprenori aflați la început de drum, ci și oameni care câștigă salariul minim pe economie, dar vor să învețe să facă mai mult cu acei bani. Că obiectivul nostru de viață este să câștigăm salariul mediu net. Înseamnă că nu prea avem ce căuta în conversația asta. Eu vreau să vorbesc cu oameni care nu vor să câștige 2800 de lei, ci vor să câștige 2800 de euro sau 20.000 de euro sau 50.000 de euro sau așa mai departe. Starea se poate construi în două feluri. În primul rând să chivernisești și să administrezi eficient ceea ce ai. Pentru că degeaba câștigi de la 2800 de lei 2800 de euro în 6 luni, să zicem. Pentru că e posibil să asta. Absolut. Buzunarele tale oricum vor fi sparte. Înlocuiești pe tanda comandă, ca să nu zic altfel. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te poți raporta corect la ceea ce câștigi în momentul de față și să poți să-i administrezi pe ăștia. După aia, gândul imediat următor și direcția următoare pe care trebuie să o iei în calcul este cum să faci mai mulți bani. Expertul mai spune că pentru a câștiga mai mult nu trebuie neapărat să muncești mai mult, ci să muncești eficient. Iar sfatul pe care îl dă celor care își doresc să își depășească condiția financiară e să învețe să iasă din blocajele mentale.